Bună, sunt Bianca Naumovici și vă invit să aflăm care este A-listul provocărilor vedetelor din România într-o serie de interviuri Powered by Persil Premium. Vom afla care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă în viața lor de zi cu zi, atât profesional cât și personal, și care sunt soluțiile moderne la care apelează. Începem seria interviurilor noastre de astăzi împreună cu Iuliana Tudor, un îndrăgit și cunoscut om de televiziune și un promotor al folclorului românesc și al muzicii populare românești. Spune-ne puțin despre tine. Cine este Iuliana Mama? E, ce să spun? Despre mine nu prea îmi place să vorbesc, dar na, pentru că suntem oameni care apar la televizor, e firesc să stârnim acest tip de curiozitate. Până acum, în acești 8 ani, cred că am reușit să găsesc un echilibru între a stabili niște reguli pentru Tudor și a fi prietena lui. Iuliana, omul de televiziune. Loială, organizată, atentă, creativă, liberă și visătoare. Ce-ți place cel mai mult la secolul în care trăim, la lumea în care trăim acum? Totul! Prefer acest secol, în primul rând, pentru nivelul mental la care a ajuns specia. Bănuiesc că ai avut foarte multe provocări de-a lungul carierei tale. Vreau să ne zici pe cea mai senzațională. Ce poate fi mai senzațional, dacă e permis termenul și gradul de comparație, decât să-ți ia foc platoul? Nu știu ce ar face, cine ce ar face, eu însă... Singura variantă pe care am avut-o în secunde, pentru că eram în transmisie directă, deschideam sezonul nou odată în viață, cred că acum vreo 7 ani, 8 ani, nu mai aduc aminte. În direct s-a întâmplat? Eram în direct, sigur, wow. Da, și în spatele meu toată lumea era agitată, îmi făceau semne din spatele camerelor și am zis, doar am întors capul, m-am uitat, erau flăcări, plasmele din spate, a fost un scurt circuit și pompierii evident trebuiau să acționeze, n-am avut altă variantă decât să fac totul la vedere. Și să spun că am avut un debut incendiar. Spune-mi puțin despre viața ta personală, oarecum, trecând în sfera personală, cum îți place să-ți petrești timpul liber? Aș sta mult mai mult cu Tudor. Îmi place să mă plimb, îmi place să citesc, îmi place să ascult muzică, să merg la teatru, să văd filme acasă, în pijamale, așa atât. Ajungând acasă, apropo de stat în pijamale și uitat la filme, care sunt activitățile din casă care îți fac cea mai mare plăcere? Faptul că mă apuc să șterg geamuri, că îmi fac curățenie în bucătărie, că mai cos un nasture, chiar dacă el nu e rupt, dar îl cos, să-mi aduc aminte cum era povestea asta. Că mă apuc și gătesc ceva ce îmi vine sau îmi face plăcere, chiar dacă se întâmplă rar, că spăl rufele, că le bag și uite, mă ajută Persil Premium, slavă Domnului, mai ales formula nouă e foarte, foarte eficientă. Lucrurile acestea pe care orice femeie le face, tu gunoiul, uite, îți mai dau un exemplu și așa mai departe, mă readuc pe mine în matca femeii și atât. Care sunt cele mai mari provocări pe care le ai în casă? Păi, în primul rând, timpul. De aici plecăm. Dacă am la dispoziție o jumătate de zi, atunci trebuie clar să concentrez cam tot ce vreau să fac în casă și să mă încadrez cu toate. Pentru asta am de îndemână și vezi, revin la bucuria de a trăi în secolul ăsta. Sigur ai o soluție pentru asta. Evident, pentru toate, de la tehnologia pe care o ai în jur, de la cât de repede se face cafeaua, până la cât de repede se spală rufele și am luat acum și un uscător foarte bun. Totul, deci apăsăm pe butoane, cuptorul, ai pus temperatura care trebuie, pregătești și masa pentru Tudor și după care mai răspund la un telefon, eventual vorbesc cu mami și mai organizez ceva pentru a doua zi. Între timp mă mai uit în dressing dacă pentru emisiunea de mâine am rochia potrivită, pantofii potriviți și așez și bijuteriile. Sau dacă trebuie să arunci ceva la spălat exact, repede. Exact, spun repede la spălat, cu Persil reamintesc. Așa. Pentru că suntem împreună și se păstrează încrederea pentru acest produs. Și toate acestea, vezi, sunt formule pe care le am la îndemână, de care mă folosesc și fără de care recunosc timpul, pentru că de la el am pornit, ar fi unul mult mai îndelungat. Mi-ar lua mult mai mult timp să le rezolv pe toate. Pentru că am vorbit de provocări, avem și noi o provocare pentru tine. Așa. Ne-am gândit că cea mai mare provocare, sau așa cum am văzut-o noi, cea mai mare provocare ar fi să îi facem pe elevi, pe niște elevi la un bal al bobocilor, să cânte și să danseze pe o melodie de muzică populară. Și voiam să te întrebăm care ar fi. A, care să fie piesa. Care să fie piesa. Și cum ei convinge. Am înțeles.
Vezi, sunt foarte mândră din perspectiva asta, pentru că odată în viață asta a făcut. A adus, practic, multe cântece tradiționale în atenția lor, a copiilor, a adolescenților, a tinerilor. Dacă le-au cântat Smiley, Alex Velea, Delia, atunci totul a fost mult mai simplu de primit. Dacă aș alege, nu știu, de la Trandafir de la Moldova până la Constantine Constantine, care e hit deja, Cui nu-i place dragostea și așa mai departe, sunt piese la care, crede-mă, niciun copil, niciun tânăr, niciun nimeni nu poate sta fără să nu se miște, să nu intre în ritmul acela. Deci cred că provocarea ar fi invers, să nu danseze, să vedem cine nu dansează. Bun, mulțumim foarte mult, Iuliana. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și vă mulțumim și vouă că ați stat alături de noi și ne vedem cu un nou episod în curând.